Te-ai gândit vreodată la cum s-au cunoscut ei? Nici măcar pentru o secundă. Eu da. Până la urmă au avut și ei povestea lor de dragoste, atât cât a durat. Plus că eu și cu ei eram despărțiți. Era liber și eram liberă. Erai? Păi și? Dacă ei nu s-ar fi cunoscut, noi poate nu ne-am mai fi întâlnit vreodată. Încerca să mă uite. Eram deja despărțiți de câteva luni și era perioada mea de doliu. Încă plângeam pe covor. După ceva care credeam că mă va face din nou fericită. Poate mă înșel, dar ele sunt cumva recunoscătoare. Când am aflat, nu mi-a picat tocmai bine. Dar nici nu m-a interesat ce am văzut la ea. Sau ce am văzut eu la ea. Doar gândește-te, întâlnirea lor, tot ce s-a consumat acolo și ceva ce doar ei știu. Totul s-a aliniat perfect. Eu și cu el ne-am împăcat după. Doar ca să ne dăm seama că nimic nu mai poate fi salvat din ce a fost. Iar tu și cu ea v-ați despărțit înainte ca ei doi să se cunoască. A trecut prea mult timp de atunci. Oricum urma să termine mai devreme sau mai târziu. Exact ca în filmul Closer. Ha, nici nu mai contează, viața bate filmul, Justin. Doar gândește-te, eu și cu el ne-am despărțit anul trecut. Și tu și cu ea v-ați despărțit acum ceva mai mult timp. Noi eram încă despărțiți atunci când ei și-au trăit și-au consumat iubirea. Și am aflat de toată chestia asta a lui, toată aventura, după ce ne-am împăcat. Ea a încercat să te caute pe tine, a încercat să-l caute în continuare și pe el, dar evident că niciunul dintre voi nu mai voia înapoi. Și după aia, noi ne-am cunoscut. Îți dai seama? Exact ca într-un film. Când ai auzit prima oară de mine? Ziua în care totul urma să se schimbe. Cine să fie acest Justin? Am avut o curiozitate să te văd pentru că știam că ai fost al ei. Dar asta a contat mult prea puțin. O singură poză a fost de ajuns să văd și să mi se dea toată lumea peste cap. Ochii tăi au ajuns să-mi spună mai multe decât au reușit alții să-mi spună în ani de zile. Și după? Am ajuns să-mi analizez toată viața. Oare chiar eram fericită? Să fie ăsta sfârșitul mult așteptat lângă omul pe care l-am vrut înapoi? Chiar l-ai vrut înapoi? Mi-am implementat ideea asta în cap încă de când a plecat. După luni de zile în care îți repezi că trebuie să ajungi să crezi în acel lucru orbește. Uitați-mă cât de mult m-am schimbat eu în perioada aceea. Nu mai eram aproape nimic din ce am fost. Mi-a făcut atât de bine singurătatea. Să-mi recunosc, dar trecusem de mult la etapa următoare și aflat asta pe pielea lui pentru că nu mai eram nimic din ce a lăsat. Chiar am încercat să fac să fie bine, dar nu mai puteam să trăiesc doar din planuri și vise. Cred că ai trăit prea mult din proiecții. Doi oameni pot avea o relație frumoasă și fericită împreună până într-un punct. Punct în care realizează că sunt incompatibili. Îți trebuie ceva curaj să faci asta. Și asumare. Mă știi doar. Prea bine. Justin? Cum a început totul? Cu o privire.
La câteva zile după ce am auzit numele tău, urma să te văd pentru prima oară. Total întâmplător. La acel eveniment, te-am zărit în partea cealaltă a sălii. Și mi-ai aruncat cea mai pătrunzătoare privire, care m-a bântuit zile la rând apoi. Nu ne-am vorbit atunci. Dar nici nu ne-am uitat. Până în ziua azi. Seara... ziua următoare, am zis că nu mai poate trece un minut fără să spun ceva. Și asta ai făcut, fără să știu cine ești. Pentru că am folosit un cont fals. Mi-am retrăit anii adolescenței. Un cont fals? Mi-a trimis mesaj într-o zi de marți. Spunându-ți că ești cel mai frumos bărbat pe care l-a văzut. Ceva ce după o vârstă nu mai e serios. Dar care a dat startul la tot. Am vorbit ore în șir în ziua aceea. Am anulat toate întâlnirile. Iar eu toate repetițiile. Până a venit seara și te-am chemat în control, tu neștiind în continuare cu cine vorbești. Nici nu voiam să știu, m-ai făcut să mă îndrăgostesc din vorbe. Ți-am zis să ajungi la 1.20. La și 20 te-am scris, ajunsesem. Ai intrat, te-am văzut, mi s-au muiat picioarele. Cine ești? Cine ești tu? Clubul era plin, dar eu simțeam că ești acolo. Eram cu ochii pe tine, iar apoi ți-am scris să mergi în mijlocul mulțimii, să închizi ochii și să dansezi 3 melodii fără să îi deschizi. Ai venit pe la spatele meu și mi-ai pus mâinile la ochi. Mi-am pus capul lângă al tău, iar apoi am avut primul nostru dans împreună. Și din acel moment mi-ai spus Z. Z. Și Z am rămas încă o săptămână. În seara aia ai plecat acasă și de atunci nu a mai fost seara în care să nu-mi zici noapte bună. La o săptămână după, urma să jucăm pe termenii mei. Tot cu un cont fals vorbeai. N-ai încercat să ghicești cine sunt? Preferam să mă bucur de poveste. Vreau cum să jucăm pe termenii tăi. Ți-am zis să ne vedem la barul acela la 10 și 5. Te-am avertizat că a doua zi vreau să uităm unul de altul. Și tu știai că asta ar fi fost imposibil. Eu nu eram la bar, dar te aștepta altceva acolo. A fost de ajuns ca barmanița să-mi întindă o scrisoare de subteșghea și să știu că de acolo urma să înceapă planul Z. Aveai voie doar la 3 indicii în mesaj, atât. Scrisoarea era o ghicitoare despre spațiu, timp și iubire, care mă ghidea spre următorul indiciu. Fiecare avea o simbolistică aparte. Ți-am spus că o să înțelegi mai încolo importanța detaliilor care chiar contează. A doua ghicitoare era într-un copac dintre două felinare, cu un ceas înăuntrul cărui cadran era un Z. Credeai că o să te las să uiți cât de mult îmi place să dezasamblezi ceasul. Ghicitoarea m-a ghidat către un gang în care oamenii erau prea grăbiți și pierduți în ale lor ca să observe că, dacă ridicai puțin ochii și te uitai în jur, erau post-it-uri cu zilipite pe pereți care te ghidau spre următoarele indicii. Și eu care ți-am spus în discuțiile noastre că nu cred că le ține lipiciul prea mult. Și eu care ți-am spus că urmează să-ți demonstrez că nu este așa. Iar a treia ghicitoare era undeva la capătul gangului. Poezia continuă cu scoici, ancore și iubire. Scria să închid ochii și să mă las ghidată de cel mai puternic sunet care răsuna de la străzi distanță. I-am închis, iar dacă ascultai cu atenție, auzeai un concert live pe o stradă alăturată. Ghicitoarea spunea că acolo unde se termină sticla spartă se află ultimul indiciu, care urma să mă conducă acolo unde mă așteptai. Și dacă citeai cu atenție această ultimă ghicitoare, vedeai că îți spunea să... Pun la cap toate cele 5 ghicitori, fiecare foaie una lângă alta, la baza cărora erau scrise numerele, care împreună formau coordonatele pe care se le introduc în GPS și care să te conducă la mine. Am ajuns pe o stradă lungă și pustie, unde singura lumină venea dinăuntru lunei. Galerii de artă. Ți-am dat mesaj că am ajuns de pe același cont fals care urma să rămână istorie. Din momentul în care ai intrat în galerie, luminile s-au stins. S-au reaprins imediat cum ai trecut pragul camerei cu tablouri. În mijlocul căreia mă aștepta, cu privirea țintită spre tine, omul care m-a făcut să mă îndrăgostesc de el înainte să-l cunosc față în față, cu harta întregului plan Z pus pe masă, care m-a să pună punct la tot ce ție ți-era frică să recunoști că este... Sfârșit.